Mahane Yehuda, tabăra lui Iuda, cunoscută sub numele de Shuk în ebraică, este piața cea mai cunoscută din Ierusalim. La fel ca multe alte locuri din oraș, nici acest loc nu este unul obișnuit. Ne aflăm în orașul Ierusalim și traversăm o stradă foarte cunoscută, strada Iafa. La o distanță de aproape 3 km, în josul străzii, se află poarta Iafa a orașului vechi. În anii 1800, câțiva evrei curajoși și-au construit aici casele departe de zidurile care protejau orașul. Nu ne putem imagina așa ceva, dar când s-a mutat în afara orașului vechi, s-a mutat în aceste cartiere sigure. De aceea, piața se numește Mahane Yehuda, poartă numele acelui cartier care a fost construit în 1887. Strada Iafa leagă Ierusalimul de portul Iafa din Marea Mediterană, considerat de unii cel mai vechi port din lume. Cine a mers pe acest drum la început? Generalul Allenby, când a cucerit cetatea de sub conducere otomană în 1917. Theodor Herzl a mers pe acest drum. Acest drum este foarte vechi. Vă dați seama că cedrii din Liban, care au fost importați de regele David și de Solomon, trebuiau să intre din Iafa în Ierusalim? Nu știm exact pe ce rută au mers, dar acesta a fost drumul principal. Cu siguranță nu a dispărut de pe fața pământului. A suferit o transformare. Acum este un drum pietonal cu o linie europeană de metro ușor. Now it's a pedestrian mall with a beautiful European light rail going through it. Soția mea, Nedra, și cu mine am însoțit-o pe Hana Ben Haim într-o plimbare prin piață într-o zi de vineri aglomerată în care cumpărătorii se pregăteau de sabat. Este sabatul și trebuie să cumpărăm hala. Hala este o pâine împletită care se mănâncă de sabat. Aceasta poate fi făcută în mai multe stiluri. Una este mai dulce decât alta. Vrem să fie cu stafide și dulce sau vrem fără stafide? Cu stafide. Bine, o vrem pe cea cu stafide. În mod tradițional ai cumpărat două hala, deoarece în ziua de vineri, când copiii lui Israel au fost în deșert, au avut întotdeauna o porție dublă. Să căutăm și niște măsline. O măslină picantă. E bună și picantă. Măslina este simbolică pentru Israel. Avem menora cu două brațe despre care se vorbește în Zaharia 4, nu prin putere. Nu e așa că sunt delicioase? Sunt bune. Să continuăm să mergem. Priviți, nu e așa că este frumos? Totul e frumos. Sunt naturale. Mai multe țări și culturi sunt reprezentate în această piață de către evrei care s-au întors în Israel din peste 100 de țări. Un evreu iranian a deschis un magazin de mirodenii în Ierusalim în 1953. Mai târziu s-a mutat aici. Astăzi nepotul lui conduce magazinul. Toate sunt așa cum le pregătea și bunicul meu. Tu pregătești toate aceste amestecuri? Acestea sunt pentru orez, pentru brânză, pentru salată. Acesta este fistic. Îl folosesc într-un amestec pentru orez. Trei generații care au amestecat mirodenii și au vândut mirodenii din Iran în Ierusalim. Aproximativ 200.000 de oameni vizitează piața în fiecare săptămână. Bogați și săraci, tineri și bătrâni, religioși și laici, evrei și arabi, fac cumpărături în piață. Dar a avut partea sa de tragedie de asemenea. Asta am vrut să vă arăt. Acolo scrie, nu uitați! În 30 iulie 1997, atentatorii sinucigași au omorât 16 oameni aici și au rănit aproape 200. Atacurile teroriste din piață au distrus practic afacerea, așa că autoritatea orășenească a reinventat piața pentru a deveni unul dintre cele mai la modă locuri din oraș. Cum îi vom încuraja pe oameni să se întoarcă aici? Noi etaje, noi platforme? Cu toate astea nu pare foarte nouă pentru voi. Aici sunt restaurante, cafenele, chiar și viață de noapte. E evident că s-a dezvoltat mult. Toate lucrurile lucrează împreună înspre bine. Această tragedie a dus la ceva nou. Am văzut doar puțin din această piață. Aceasta este piața irachiană. Mergem pe aici. Peste 250 de vânzători vând fructe, legume, brânzeturi, alune, precum și produse din Susan, Halva. Unele dintre cele mai bune restaurante din oraș se găsesc aici. Puteți să veniți să vedeți bucătăria. Bine. Acesta este miel. Este foarte picant.
a mâncat la restaurantul Azura. Tatăl proprietarului l-a deschis în anul 1952. Aici se gătește mâncare tradițională turcă și irachiană. Este uimitor cât de multă mâncare se găsește aici. Roșiile sunt foarte mari. Există diferite tipuri de mâncare. Un evreu religios a descris pe scurt piața pentru noi. El a spus că dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, atunci trebuie să mergi la zidul plângerii, dar dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu la lucru, atunci trebuie să mergi la piață. Exact asta am văzut. And that's exactly what we saw.